Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Doar Dinamo București și astăzi vin cu o nouă știre. Transfer Dinamo video plus foto. Mama e a cu vizita medicală și va suna cu echipa lui Rednic. Mama Tondia este un mijlocaj de 28 de ani, mijlocaș defensiv internațional din Mali și se pregătește să semneze cu Dinamo, echipa la care a venit acum două zile a fost anunțat că va veni în România să semneze și astea, să tracă vizita medicală, iar acum a trecut-o și poate să semneze oricând cu Dinamo, este așteptat să se ducă în cantonamentul din Italia pentru a semna cu echipa lui René. Fotbalistul are și nouă prezențe națională. Cota la 400.000 de euro este închizător. Africanul e liber de contra din iulie 2018 pe experiența în Arabia s-a audită la Ohod al Medina. Mama Dundia a petrecut marea parte în campionatul Belgium, unde a jucat pentru Gent, cu care a câștigat cupa în 2010, Mons, Antwerp și Zulte Wargan, a prins de 15 în Europa League. Africanul ar deveni a patra achiziție din acest mercat după Ioan Filip, care a venit înainte de mercatul, dar nu l-a oficializat FIFA în tricoul Dinamo și l-a oficializat chiar în mercatul din iarnă. Mustoie și Jadi sunt celelalte două. Mama Tandia e un jucător zic eu bun și nu e mama tu, cum zic eu și Mamutu, ceva de genul. Mă scuzați dacă greșesc, dar nu le am cu denumirile jucătorilor, mai ales cu cei din Africa. Mamutun, ia, e, cred că așa se zice, nu știu. El ar deveni al patrulea transfer al treilea mijlocaș care semnează cu Dinamo. Și nu văd de ce ar mai lua și când avem atât, ar trebui să ia atacant, fundaș și purtare. Acolo sunt posturile de deficitare la Dinamo. Nu poți urca în Natal Muntin nu poate face treaba singur. Fundași, și avem jucător tineri, 20, 21 de ani, 19 ani, portar, ce să mai zicem. Îl avem pe Vlamugiu, care e bunicel, joacă bine, dar nu e așa experimentat pentru Dinamo ne trebuie transferul, ne mai trebuie transferul. În fine, mama tundia e, a trecut vizita medicală, asta e tot ce e bine, mai facem încă un transfer. Eu am fost doar din Amă București, nu uitați de un like și un subscribe și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!